seria 725, de atunci nu a trăit decât din reparația capitală, ca să zic așa, revizia majoră a avionului pe care le-aveam în România, pe care am luat. Din 2008 și până în 2012 au fost anii cei mai gri pentru această societate și acum nu trebuie să de față doar la primar. În 2012, doamna primar a reușit să aducă aici toți miniștrii care se referă la apărării și am început să facem reparații la aceste avioane. Pentru că până atunci, din 2008 până în 2012, 4 ani de zile, nu știam cum să mai ținem oamenii. Am avut 11 luni de zile când nu s-a luat salariul. 11 luni de zile. Oamenii și-au rezistat. În 2012, de atunci am avut continuitate și numai din asta societatea a putut să supraviețuiască. Sunt avioane la care am făcut de două ori această revizie majoră. Oameni de la noi au lucrat la Iain în Israel, au lucrat la Sapka, au lucrat în Italia. Acum avem niște oameni. Nu, asta este mare avantaj. Eu zic că asta e cea mai mare problemă. Hai să zicem comoara a societății. Singura problemă este vârsta asta care nu e de pace. Imposibil. Dar experiența compensează. Da, da, experiența compensează. Aici o să mergem până în mijloc acolo ca să vă arăt. Aici este secția montaj general, pe care oricând o putem transforma și în stație de reparație, de mentenanță pentru aviația civilă. Am avut aici avioane care au fost la reparații și la mentenanță, împreună cu firma de Dallas, care acum s-a relocat. Am avut și 3 avioane Airbus aici. Am făcut acolo, dacă vedeți, este ca să poată să intre deriva și am avut 3 avioane. Am avut de asemenea 2 Hercules. L-a reparat aici împreună cu firma IAI din Israel. S-au făcut reparațiile. Deci o putem transforma oricând. Relocăm avioanele militare și putem transforma. Suntem autorizați 445 pentru Boeing 737 până la seria 400. Deci avem și această autorizare pe care o menținem cu greu, dar deocamdată nu avem un contract ferm cu un operator. Asta ne-ar ajuta dacă am găsit. Să sperăm cu atât cu dezvoltarea aeroportului și domnul președinte, cred că o să ne ajute în sensul ăsta. Tocmai asta e, că am înțeles, da, că am înțeles că va crește traficul pe aeroportul din Craiova și atunci am putea cu operatorii principali să discutăm ca partea de mentenanță să fie făcută aici. Vor avea baze aeriene aici. Un operator deja are scrisoare de intenție și o să fie spre 2 milioane de pasageri traficul și automat vor fi multe. Sigur, vor fi multe. Bun. Până atunci însă va trebui să vedem cam care ar fi necesarul investițional pe care îl avem. Sunt, ok, înțeleg de că sala e, putem să o folosim, dar dotări, sedevistic, special teste care sunt destul de scurte. Containere. Avem o situație, avem o listă cu ce ne trebuie. Da. Pentru că, într-adevăr, pe lângă discuțiile cu Ministerul Apărării Naționale, va trebui să diversificăm activitatea și să le asigurăm. Să avem o plasă de siguranță și aviația civilă, cel mai bun exemplu, îl avem în aerostat. Deci, văzut cât de mult înseamnă aviația civilă, că a devenit acum principală activitatea. Da, dar diversificarea, bineînțeles, cel puțin pentru genul ăsta de companii, contează foarte mult. Da. Să facem un proiect românesc, dar
altă parte, știți că atunci când am fost la Aerostar Baku, am discutat să găsim un proiect de țară care ar putea fi, care ar putea fi promovat, bineînțeles, în vreo cercetare de Institutul de Cercetare de Dezvoltare din domeniul aerobotice și să găsim, să putem să vedem un proiect cu care să putem să, de asemenea, să lansăm către Ministerul Apărării Naționale, dar și către piețele regionale. Aici însă vom avea nevoie de timp și vom avea nevoie de bani ca să putem să facem lucrul ăsta. Zilele următoare vor mai fi livrate încă două, deci procesul... Din cele 10. Da, deci procesul continuă. Știu că au, le-am solicitat să facă demersurile, să deblocheze anumite probleme pe care le aveau logistice împreună cu furnizorii și știu că au făcut pași, mi-au și trimis minutele de discuții și continuăm discuțiile cu Ministerul Apărării pentru a finaliza acest proiect cât mai repede posibil. Așa, să te uiți într-un birou din București și să spui că nu se întâmplă mare lucru și că contractele nu au fost, nu sunt realizate la timp, e ușor. Se pare că avem multe piedici. Avem pusă multe piedici. Aici e problema. Pe care trebuie să o aibă cineva responsabil și cineva care răspunde de această companie. Și până de aia vreau să vin să discutăm aici. Ieri am avut prima întâlnire cu cei de la Ministerul Apărării Naționale și vom sta aplicat împreună cu ei să le discutăm instituțional, cu documente. Ce s-a întâmplat? Ce n-au putut să ofere companiile din industria de apărare care v-au determinat să blocați acest proiect? Nu mai sunt priorități, avem alte priorități. Ok, hai să le discutăm, hai să vedem care sunt investiții. Și sunt absolut de acord cu premierul României care spune că companiile din industria de apărare au nevoie de tehnologizare. De aceea avem bani. Acei bani pentru investiții trebuie să producă. Va urma o formație în linie, o formație destul de greu de menținut, lucru pentru care ar trebui să apreciem calitatea piloților. Din anul 2016 până în prezent am acumulat aproximativ 850 de ore de zbor. În această aeronavă sunt instructor de zbor în cadrul bazei aeriene de la Bobo, care are rolul de a forma viitorii piloți militari. Iar modernizarea acestui avion considerăm o etapă destul de importantă în alinierea obiectivelor noastre cu cerințele externe și cerințele moderne de pregătire a personalului navigant. Modernizarea acestor avioane presupune în mare parte implementarea unor noi sisteme de avionică și a unor noi sisteme care să faciliteze întrebuințarea acestor oameni într-o gamă variată de misiuni. Inclusiv misiuni de luptă, bănuiesc. Inclusiv misiuni de luptă.